de guvern, prin care Ministerul Transporturilor va fi mandatat să realizeze autostrada Iași-Târgu Mureș. După cum știți, premierul Ponta a afirmat și la Iași și la alte împrejurări și în alte împrejurări că autostrăzile sunt de resortul Departamentului pentru marile proiecte, dar în ceea ce privește autostrada Iași-Târgu Mureș, va da Ministerului Transporturilor acest proiect să se ocupe de el. Am discutat cu mai multe instituții bancare internaționale, cu cei de la BEI, cu cei de la Banca Mondială. Deja există interes și din partea unor companii. Procedura nu este simplă, nu uitați că în România până astăzi nu s-a făcut niciun parteneriat public-privat, dar este, dacă vreți, ambiția mea să arăt că se poate și sper să demarez în cursul acestui mandat și acest proiect.